dacă vedeți acolo. Nu aveam aici 27 milioane, o bucată de foaie. Am dat de anul 26-24. Da. Hai să facem și sinteză, dacă da. Nu avem. Deci, ce lucru am urmărit aici? Mă duc acasă și mă apuc de exerciții. Băi, dar ce vreau să înțelegi așa, că sunt foarte interesante, foarte frumoase, dar trebuie să ajungi să trăiești ieșițiu. Corect. Deci, să simți bucuria aceea. Foarte mulți care urmăresc lecții, dar tu trăiești pe viu aici, de ieșițiu. De ce nu te mai uiți? Dar cei care se uită și se descoperă așa șmecherii de astea, sunt entuziasmat și spun, domn profesor, matematica e chiar frumoasă, domnule. E chiar frumoasă și ușoară cum de-a ta. Deci, proful online reușește să facă din matematica asta, care e sperietoare pentru foarte multe lume, obiectul cel mai atractiv. Sunt mesajele acelea, veți vedea. Ei, de aceea, eu chiar... Cu plăcere. Fac cu multă plăcere, cu drag, așa, cu bucurie. Pentru că în momentul în care am descoperit chestia asta, am trăit. Efectiv, eu nu am știut. Eu nu am știut că e ieșitul ăsta. Nu? M-am bucurat așa, s-a văzut că figura mea, că chiar mă bucur, 7-4. Asta vreau să transmit. Și ceilalți care așa spun, domnule, este extraordinar. Mă apuc și fac matematica cu mult drag. Da? Deci aceea, așa trebuie să înțelegi. Ce a făcut una în sinteza oamenii? Calcule cu fracții. Operații în Q. În Q a fost, nu? Da. În care am avut operații în Q sub forme diferite. Da. Fracții ordinare, fracții decimale. Fracții ordinare, fracții decimale. Fracții decimale. Ordinare. Deci cu fracții decimale, ordinare, calculurilor sume, de ce acolo le-am mai făcut, nu? Da, simplificare. Calculul unor sume. Scoaterea în factor comun acolo, nu? Da. Factor esențial. Factor comun. Exercițiul acela cu ien, care ați înlocuit și numerele consecutive. Așa. Produsul a două numere consecutive. Sau a trei numere consecutive. Așa? Multiplul de 2 sau de 3. Da. Produsul a două numere consecutive este multiplul de 2. Produsul a trei numere consecutive. Multiplul de 3. Da? Este multiplul de 3. Cam astea am făcut. Deci ne-am dus numai în operații și că rămâne problema asta. Atenția mult. Deci crește viteza. Deci crește viteza dacă ai antrenament mult. Dacă nu facem asta, avem, cum să spun, timp morți, timp pierduți. Și de aceea nu-i bine. Ce se întâmplă? La revedere, sunt ca să dați like și share, să vă abonați la Prof. Online. La revedere. Și abonamente, și sunt la prieteni, mă crezi. Știi, eu așa sunt de trist, încă nu s-a dus mesajul peste tot. Ar fi minunat ca cineva să spună tuturor, uite, domnule, de acolo de sus. Există Prof. Online și vă puteți face tema. Cum își fac foarte mulți tema, o pot face și ceilalți care nu știu. Le este un stres imens pentru copii, pentru părinți, copii, părinți și bunici. Întreaga familie este sub un... Cum se spune? Da, tema pentru a doua zi. Ce mă fac? Cum se fac? La cine să mă duc? Chiar la meditatorul ăla, la meditatorul cealaltul. Să dau și să face aceeași matematică la clasă. Deci nu există entuziasmul ăsta, nu este plăcerea aceea, bucuria aceea. Nu ajung copiii să zâmbească, ci ei înghit mecanic niște lucruri. O spus așa, profesorul, fac așa, mi-a spus așa, fac așa. De unde vine aceea, nu are importanță. La revedere, dragilor! La revedere! Încă la geometrie, domnul profesor.